Bine ne-am regăsit cu toții la un nou webinar despre produsele noastre. Bine că ne-am regăsit în noul an sănătoși. Vă doresc să aveți un an așa cum vi-l doriți și cum știe el Dumnezeu să-l facă cel mai bine pentru voi. Și în seara aceasta, pentru că da, și din numărul de participanți care este acum afișat, se vede că suntem destul de mulți încă în vacanță. M-am gândit să vă ofer câteva sfaturi despre ce ar fi nevoie să ne luăm în bagaj în sezonul rece și de ce să avem aceste lucruri cu noi. Și ce vei afla astăzi despre de ce este necesar să ne păstrăm sănătatea în vacanță mai mult decât oricând, ce provocări pot apărea în vacanță, care este kitul ideal pentru vacanță și care produse Forever sunt de nelipsit din bagajul de vacanță și de ce voi motiva și de ce este nevoie de acestea. De ce este și mai important să ne păstrăm sănătatea în vacanță mai mult decât oricând? Pentru că în vacanță investim emoție, investim bani, investim resurse. Starea de bine este dată în primul rând de starea de sănătate. Starea de bine este importantă pentru că ne dorim să cheltuim banii doar pe lucruri frumoase, da? Pe dorim să avem cât mai multe reușite și da, ce ar fi dacă să cheltuim acești bani doar pe lucrurile frumoase, nu și suplimentar pe medicamente sau pe investigații sau pe știu și eu consulturi neprevăzute la medic. Ne dorim să petrecem timp cu fiecare secundă cu cei dragi în vacanțe. Ce provocări pot apărea? Păi, pot apărea incidente alimentare cu disconfort digestiv, cu modificări de tranzit intestinal. Pot apărea datorită activității fizice mai intense, traumatisme minore, scoriații, febră musculară, luxații entorse. Atenție la expunerea la soare, inclusiv când mergem la munte iarna. Pentru că pot apărea concomitenciar surse solare, dar pot apărea și degerături și poate să fie și supra-solicitarea sistemului imunitar. Și acum hai să vedem ce ar trebui să avem în bagaj. Ce nu trebuie să lipsească? Păi, nu trebuie să lipsească trusa de îngrijire, nu trebuie să lipsească trusa sanitară, nu trebuie să lipsească o posibilitatea de a ne hidrata, orientarea și apoi protecția solară cu ochelari și cu protecție de tip loțiune și, bineînțeles, posibilitatea să imortalizăm momentele pe care le petrecem cu cei dragi. Și hai să vedem practic ce să conțină bagajul pentru sănătate. Păi să conțină trusa sanitară pe care cu toții o știm și eventual ceva suplimente și care să ne ajute să ne păstrăm starea de sănătate și minimum de elemente care să fie cât de cât simptomatice și cu care suntem obișnuiți până când să fie nevoie să ajungem la medic dacă nu ne simțim bine. Și bineînțeles, în bagajul de sănătate trebuie să fie și acele obiecte de uz personal, dar care să fie concomitente și sănătoase pentru noi. Hai să vedem, da, ce investim în trusa sanitară. Și de fiecare dată când pun această întrebare oamenilor, conștientizez că foarte mulți dintre noi habar nu au câți bani investesc și dau în astfel de situații. Și avem nevoie de un antitermic care costă câțiva lei, un antibiotic de tip tablete și cremă pe o perioadă limitată, care costă undeva în jur de 17 lei, am făcut eu o socoteală, un antiseptic nasofaringian 25 de lei, un laxativ
dacă e nevoie, 25, 15 lei, antiinflamator 21, o cremă relaxantă de calitate, cam 11 lei, deci în total 103 lei doar pe acestea. Ce mai avem nevoie? Pentru partea de digestie, un antiflatulent, un preparat ceva care să ne ajute enzimele noastre să funcționeze mai bine, enzime pancreatice, stăruri biliare, un antidiareic pentru mici incidente și accidente de genul acesta. Dar 5 lei spre 6 lei. Ce mai avem nevoie în bagaj? Păi, dezinfectantul general, o pastă de dinți, o soluție otică, o lețiune de protecție solară, un șampon natural minim, dacă nu, și un balsam de păr natural, balsam de buze, cremă pentru față, măcar una, da, care să fie universală pentru toată familia, un gel de duș și, uite, am pus aici două la primărie, două la școala de băieți și crema relaxantă, dar nu este semnificativ ca și costuri. În total ne apropiem de 450 de lei, adică undeva aproape de 100 de euro pe care oamenii nu conștientizează că le dau. Acești bani nu conștientizează că îi dau. Și acum se pune întrebarea, ce ar fi, și știți că eu mereu zic chestia asta, ce ar fi cu investiția pe care o faci pentru ceea ce ai ca să pleci în vacanță, minimum pentru acest lucru, să fie baza unui business pe care să ți-l începi în noul an. Și vedeți, sunt niște bani pe care oricum îi dai, de ce să nu îi dai din propria ta afacere. Trusa cosmetică de îngrijire pentru ea și el, care bineînțeles este cu ușă, săpun, șampon, creme, pastă de dinți, un parfum, o loțiune, deci toate acestea sunt așa in extenso pentru un concediu mai mare. Pentru ea, că știți, noi fetele avem mai multe chestii de îngrijire și cremă de corp și așa, trusa cosmetică și de îngrijire pentru el este cu o cremă de bărbierit, un aftershave, cu o pastă de dinți, cu șampon, cu deodorant, cu un gel de styling pentru păr. Toate acestea sunt de găsit în bagajul nostru. Cum poți să reduci cât mai mult din bagaj? Păi, poți să găsești produse versatile, poți să găsești produse care să aibă recipiente mai mici, poți să optezi pentru produse care sunt optime și pentru el și pentru ea, deci nu este nevoie să se folosească separat. Și, practic, repet, ce ar fi dacă trusa de cosmetică și îngrijire să fie și pentru ea și pentru el, cu un minim de investiție, virând investiția pentru beneficiile tale ca și persoană și, repet, putând să-ți începi chiar și un business nou. De ce să optezi pentru aceste produse în plus, dincolo de aceste aspecte legate de afaceri? Pentru că sunt produse de o calitate extraordinară. În primul rând, brandul Forever a primit în 2021 argint pentru cel mai bun brand de frumusețe din Marea Britanie, la Global Makeup Award. Este o dovadă în plus de felul în care Forever inovează și își respectă angajamentul de calitate și de puritate pentru întreaga sa gamă de produse. Și de ce produse Forever pentru îngrijire și cosmetică? Pentru că au compoziție complexă și cu cantitate mare per ambalaj. Ați văzut cât de mari sunt șampoanele, cât de mare este gelul de duș și cât este de concentrat. Sunt în bază de aloe vera gel certificat internațional, după cum ați văzut. Au cantitate minim admisă de conservanți și sunt preponderent natural, deci întotdeauna compania, dacă este nevoie, conform legislației, să existe un conservant, se va opta pentru conservantul natural. Sunt versatile și o să vedem imediat că cu unul, două produse poți să faci o mulțime de lucruri. Au ambalaje eficiente și ușor de utilizat. Ambalajele și ingredientele sunt cu respect pentru mediu, adică sunt biodegradabile, nu influențează în vreun fel flora
astfel încât și fauna din jurul nostru, astfel încât să deranjeze în epurare atunci când se elimină în apă. Și după cum ați văzut, au calitate recunoscută internațional. Câteva beneficii o să le subliniez pentru fiecare dintre ele și după cum observați la pasta de dinți avem ambalaj nou. Dinții devin mai strălucitori și își recapătă culoarea naturală sub utilizarea constantă a pastei de dinți a noastră. Are și un gust foarte plăcut, poate fi folosită și de către copii mici, pentru că nu avem flor în ea, nu conține floruri și este un aspect pozitiv acest lucru, pentru că s-a demonstrat prin studii că la populația care chiar a primit pe cale generală florinarea apei, nu s-a dovedit că există îmbunătățiri în ceea ce privește sănătatea dentară. În schimb, s-au înregistrat diverse aspecte mai puțin corespunzătoare în ceea ce privește starea de sănătate datorită cantității semnificative de flor administrată. Deci, practic, nu este neapărat nevoie ca florul să existe în pasta de dinți. Apoi avem deodorantul și vorbim aici de un deodorant și nu de un antiperspirant, adică acea formulă care să ne ajute să ne păstrăm prospețimea, să nu mirosim a transpirație, să ne regleze transpirația astfel încât să nu mai transpirăm mult și nu conține săruri de aluminiu sau zirconiu care sunt considerate ca un factor de risc pentru sănătate. În plus de aceasta, organismul nostru este făcut să respire, să transpire, nu să stăm nespălați 24-48 de ore și tocmai este necesar pentru că ne ajută să ne epurăm organismul prin eliminarea toxinelor. Pentru dezinfecție avem Forever Instant Hand Cleanser cu 70% alcool, care concomitent cu dezinfectarea respectivă și curățare ne oferă și o uscare rapidă, fără senzație lipicioasă, ne oferă și hidratare concomitentă și ne oferă și o cantitate generoasă pe care să o putem folosi. Săpunul care poate fi folosit ca și săpun universal, poate fi folosit ca și gel de duș, poate fi folosit și ca și demachiant, este cu o formulă deosebită și cu aspecte de hrădire, hidratare. Deci după ce vei folosi acest săpun, vei vedea că nu vei mai vrea să folosești alt săpun lichid. Eu întotdeauna, de exemplu, dacă mă duc în supermarket sau la un restaurant sau la un hotel și mă spăl cu săpunul lichid de acolo, simt imediat diferența, imediat mâinile mele simt această diferență. Plus este și foarte, este nevoie de o cantitate minimă din acest produs pentru a face spuma suficientă pentru spălatul mâinilor. Apoi este multipremiat. A fost premiat cu argint la Global Makeup Award în 2021, Global Green Beauty Award în 2021 și nominalizare pe listă ca fiind unul dintre cele mai plăcute și apreciate produse. Din acest considerent a fost considerat, deci în 21 Global Green Beauty Award, a fost câștigător ca fiind cel mai bun săpun lichid natural. Avem săpunul solid, pentru cei care preferă săpunul solid, curăță delicat tenul fără să irite, vorbim de unt de avocado ca și grăsime de bază care este folosită pentru acest săpun. Este, cum să vă zic, o senzație extraordinară atunci când îl folosești, curăță foarte delicat și este foarte bun de folosit și ca agent de demachiere, în special pentru tenul gras și mixt.
Apoi avem gelul de duș, care curăță delicat, dar în profunzime, înlătură murdăria, poate fi folosit și ca șampon, lasă pielea curată, extrem de delicat parfumată, are o culoare naturală obținută din amestec de alge și face spumare deosebită la o cantitate minimă folosită pe lufa de duș. Și a câștigat premiul pentru cel mai bun gel de duș și baie în cadrul Pure Beauty Award 2021. Loțiunea de corp este extrem de hidratantă, îmbogățită cu acid hialuronic, cu ulei de macadamia, cu ulei de jojoba, ulei de argan, bineînțeles toate puse în bază de aloe. Este iubită și de vegetarieni, hidratează în profunzime pielea și poate fi folosită de absolut orice membru al familiei, indiferent de vârstă. Șamponul cu jojoba și condiționerul sunt deosebite, sunt cu o cantitate suficientă, sunt produse care ajută fantastic pentru hidratare, mai ales că atunci când mergi în vacanță și folosești mai mult fesul pe cap, părul pare mai gras și se freacă de guler și atunci are nevoie de o susținere suplimentară. Condiționerul a luat aur la Global Green Beauty Award ca fiind best, cel mai bun balsam de păr natural, da? Deci natural. Aftershave-ul pentru bărbați poate fi utilizat și de doamne la epilat. Nu conține alcool, este o emulsie hidratantă extrem de plăcută și extrem de spornică, da? Și avem ca și tortă de prim ajutor pentru ea și el. De departe, aloe first este extrem de important să-l avem în alături de noi, pentru că ne va ajuta să dăm pe față dacă cumva ne-am ars la soare. Dăm pe firul de păr pentru că îl hidratează. Poți să-ți fixezi machiajul cu aloe first. Apoi, poți să-l folosești pe arsuri, tăieturi, înțepături. Poți să-l pui de la frigider în compresă dacă ți-ai scântit puțin glezna sau te-ai lovit și te-ai învinețit, absorbe foarte bine inflamația. Îl poți folosi în amestec cu uleiurile esențiale, cu uleiul esențial de lavandă ca și anti-inflamator, ca și calmant, sau cu cel de mentă îl poți folosi, cu cel de lămâie, mă scuzați, îl poți folosi pulverizat la nivelul gâtului la primele semne de iritație, de, să zic eu, un pic de viroză. De asemenea, gelii poate fi folosită și pentru stylingul părului și pentru aplicație pe piele. Poate fi folosită și pentru, dacă ești plecat cu bebelușul și îi dau dinței, poți să-i masezi gingia cu puțin aloe vera gelii. Poți să-l folosești ca și un antitermic foarte bun la primele semne de subfebrilitate în masaj energic pentru copii cu lemon, cu uleiul esențial lemon, iar pentru adulți cu uleiul esențial Defense. Deci poate elimina foarte bine să nu fie nevoie să ajungi la a folosi un antitermic ca și medicație. Aloe propolis cream este de ajutor pentru ten, este de ajutor și pentru partea de, știu și eu, mică înțepătură sau așa, știți, noi zicem aloe propolis cream, crema noastră cu antibiotic natural. Iar aloe MSM gel de departe este sprijinul nostru pentru inflamațiile articulațiilor. Sănătate și energie și hidratare și în vacanța de iarnă o putem obține, deci, cu aceste produse pe partea de îngrijire a pielii, iar pe partea de sănătate voi puncta câteva lucruri. În primul rând, să nu lipsească gelul de aloe vera. De ce? Pentru că este cel care ne menține sănătatea, care ne menține buna funcționare a întregului organism, care ne susține
menține sistemul imunitar, care ne armonizează metabolismul, ne reglează activitatea intestinală, ne crește performanțele fizice și psihice și avem nevoie în vacanță când ne distrăm și când mergem la schiat și la sărniuș și mergem mai mult și avem drumeție. Deci este obligatoriu să-l avem. Cu o cantitate de 143 de mililitri de gel de aloe pe zi, primești, pentru că în acesta avem vitamina C, primești deja și doza zilnic recomandată de vitamina C. Pentru primele semne de disconfort, pentru relaxare, pentru a ajuta imunitatea, putem să folosim cu mare drag Aloe Blossom Herbal Tea, care este fantastic în această perioadă să îl folosim. Cu aroma sa deosebită chiar putem să păstrăm nostalgia vacanței de iarnă în această perioadă. Argi Plus, da, este nevoie să fie prezent și în vacanța de iarnă. De ce? Pentru că prin L-arginină, care se transformă în corpul nostru în oxid nitric, ne păstrăm sănătatea arterelor noastre. Cu amestecul de fructe avem antioxidant care să contribuie la curățarea organismului nostru, iar complexul de vitamine vine să susțină sănătatea și energia întregului organism. Așa că perechea perfectă pentru sănătatea ta și în vacanța de iarnă este constituită din gelul de aloe vera, regele gel și regina Argi Plus. De ce? Pentru că cu minimum aceste două produse îți obții absorpție digestivă eficientă datorită gelului de aloe, îți obții circulație optimă la nivel vascular oriunde în corpul tău cu Argi Plus și primești nutrienți și antioxidanți atât din gelul de aloe vera cât și din Argi Plus, astfel încât organismul tău să fie bine hrănit. Apoi avem nevoie de susținerea inimii și arterelor, pentru că avem variații de temperatură care dau variații de vascularizație periferică și mai avem aici ceva, mai avem necesar în imunitate, mai avem necesar în menținerea musculaturii bine funcționale și atunci avem nevoie inclusiv de susținerea suplimentară a inimii și o putem face făcând un cocktail fantastic cu gel, Argi și Cardio Health. Cardio Health-ul ne aduce cantitatea optimă de coenzimă Q10, secundată de ceva elemente anti-inflamatorii și antioxidante, plus elemente de tip mineral, cum este magnezium, cum este cromul și vitaminele necesare organismului nostru. Cum să-ți menții digestia? Da, pentru că dacă stomacul tău, digestia ta este sănătoasă, este întreg organismul sănătos. Păi să bei apă cu 30 de minute înainte de fiecare masă și o poți înnobila cu Aloe Blossom Herbal Tea, să mestești mâncarea mai mult timp, nu să fii grăbit ca o lumă, duc înapoi pe pârtie, să eviți cofeina și alcoolul, mai ales alcoolul în cantitate mare și să stimulezi acea axă intestin-creier, acel instinct al digestiei, adică să mănânci în liniște, să mănânci adulmecând bine mâncarea, simțindu-i gustul, fără să te grăbești. Așa îți poți menține sănătatea. În această perioadă este perioada doar a citricelor, elementele vegetale în rest sunt cam deficitare. În această privință ai un super ajutor în Forever Super Greens, care îți aduce elementele de verdeață și te ajută să ai acele 5 porții de legume și fructe. Porția de legume la pachet, pentru că hai să fim serioși, cine reușește să mănânce în fiecare zi 5 porții de legume și fructe. Spuneam că avem nevoie de susținerea sistemului enzimatic și de o digestie corespunzătoare. Acest lucru îl putem obține cu Forever Fields of Greens. Pentru un tranzit intestinal și pentru a ne susține
menține bacteriile sănătoase la nivel digestiv, la nivel intestinal, putem să folosim Forever Fiber. Este elementul de echilibru care să echilibreze cantitatea de apă în intestine și o echilibrează frumos. Deci dacă este cantitate mai mare de apă și există tendința spre diaree, atunci Forever Fiber va absorbi surplusul, iar dacă există tendința pentru constipație, atunci Forever Fiber va ajuta în a avea o digestie sănătoasă. Pentru imunitate, pentru digestie sănătoasă, pentru energie, pentru buna funcționare a creierului, avem acest amestec de bacterii sănătoase. În plus avem și zinc, element important pentru susținerea imunității, și fructoligozaharidele, atât pentru susținerea digestiei, cât și pentru susținerea imunității. Deci, practic, cum zic eu, împușcăm mai mulți iepuri deodată. Da? Apoi, avem nevoie, spuneam, de un antibiotic cu ghilimelele de rigoare și avem posibilitatea să utilizăm un antiseptic, un energizant, un susținător al imunității, un element nutritiv, un foarte bun antioxidant. Toate aceste calități le găsim în Forever Bee Propolis, care este una dintre cele mai concentrate formule de propolis și una dintre cele mai naturale și mai bio dintre produsele pe care le cunoaștem. Apoi avem gustare cu energie, ca să nu mai ajungi să mănânci sau să te încarci foarte mult în loc de gustare sau de o masă, și ca să poți să ai cât mai mult timp pentru pârtie, poți să folosești fast break, care îți va aduce cantitatea de vitamine, minerale și proteine, și Forever Bee polenul, care este un element nutritiv foarte bun și care va ajuta foarte, foarte bine în această privință pentru a-ți da starea de sațietate. Energie și sațietate și hrănire și relaxare le poți ține cu Forever Royal Jelly, deci poți apela cu încredere la aceste suplimente care să te ajute să petreci mai mult timp pe plajă, era să zic, pe pârtia de schi și, sau într-un metier, dacă nu avem zăpadă. Batonul, de asemenea, cu gust excelent, îți va susține foarte bine și musculatura, vorbind de fast break. Hai să vedem acum ce produse avem nevoie în plus. Păi avem nevoie de factor de protecție solară și de UVA care să prevină îmbătrânirea și de UVB care să prevină arsurile. Și să înțelegem că factorul de protecție este acea capacitate a unui produs de a întârzia impactul nociv al razelor ultraviolete ale pielii. Un factor de protecție cu SPF mai mare este o protecție mai de durată și nu de mai mare intensitate. De ce? Pentru că factorul de protecție este practic timpul în care, deci este timpul în care pielea se înroșește fără fotoprotecție înmulțit cu SPF, deci dacă tu te înroșești în 5 minute, înmulțit cu 30, asta înseamnă intervalul de timp în care tu ești protejat este de 150. Deci nu este necesar de un factor de protecție 50, 60, mult prea mare. Pentru că să reținem că în aloe sunscreen avem spectrul larg de protecție UVA și UVB cu oxid de zinc natural care se oferă o protecție superioară, calmează în timp ce și hidratează, are certificări de calitate și ce este foarte important, dacă ai un factor de protecție 60, să știi că ăla nu se obține doar cu
ingrediente naturale. Este nevoie și de ingrediente artificiale și atunci nu mai ai calitate pentru pielea ta. Ba mai mult, Aloe Sunscreen a obținut în 2021 Green Parent Natural Beauty Award ca fiind unul dintre produsele cele mai bune și care să respecte natura. Am vorbit despre First și am spus că este elementul important, este practic trusa noastră de prim ajutor, poți să-l folosești în plus, de spuneam, pe piele, pe păr, pe, la nivelul gâtului, poți să-l folosești și ca apă de gură, să-ți clătești gura foarte bine, punând un pic de ulei esențial de mentă sau de lămâie. Deci toate acestea le-am spus, practic, calmează, dezinfectează, regenerează, cicatrizează și hidratează tot ce este piele, păr, mucoase. Aloe gelii, la fel, este foarte bun să-l avem cu noi atunci când mergem în vacanță. Spuneam că poți folosi și pentru, da, deci nu mai styling de păr, pentru că ai concomitent și pentru hidratarea mâinilor și pentru hidratarea tenului, toate. Foarte important. Balsamul. Aloe lips este extrem de important. Este mereu un serviciu și la dispoziția buzelor tale și nu mai poate fi folosit și dacă te zgâria puțin și dacă pe piele s-a simțit vreo mică, știu și eu, inflamație. Dacă ți-a apărut un coș, poți de asemenea, uite acum ați mai vând un tips pentru cei care aveți animăluțe de companie cu voi, că și plecați cu ei în vacanță și lăbuțele lor sunt sensibile, pernuțele lor, să știi că poți un aloe lips să-l folosești special pentru pernițele lăbuțelor cățeilor. Deci este fantastic de utilizat și în modul acesta. Aloe Propolis Cream, spuneam că este crema cu propolis, care are propolis, mușețel, vitamina E, vitamina A, cu efect regenerativ, hidratant și antioxidant și o poți folosi de la față, mâini, corp, poți călcâie și așa mai departe, o poți folosi cu toată încrederea. Pentru articulații și pentru alinarea durerilor musculare, febră musculară, toate acestea le pot folosi utilizând aloe MSM gel. Practic, am zis aceste tips and tricks-uri, folosind aloe first, de exemplu, ca apă de gură dacă îi pui mentă, poți să-l folosești gelii cu uleiul esențial de lămâie pentru a face frecție, poți să folosești gelii cu lavanda ca să ai relaxare sau să îndepărtezi sau să treacă mai repede o vânătaie sau o contractură musculară, toate acestea le poți folosi cu succes. Dacă vrei mai multe informații, accesează YouTube-ul oficial al companiei, unde vei găsi explicate cum poți să folosești uleiurile esențiale. Deci ce să conțină bagajul tău? Tot ceea ce ai nevoie, dar gândește-te că poți să o faci cu produse cu o calitate deosebită, cu produse versatile, cu produse din afacerea ta, pe care o poți începe în acest an, dacă nu ai început-o încă, doar utilizând produse pe care ți le iei cu tine în vacanță. Așa că ce ai aflat astăzi? Kitul Forever ideal pentru vacanța de iarnă. De ce este necesar să ne păstrăm sănătatea în vacanță mai mult ca oricând? Ce provocări pot apărea în vacanță? Care este kitul ideal de vacanță? Ce produse Forever sunt de nelipsit din bagajul de vacanță și de ce? Eu vă mulțumesc și vă urez încă o dată la mulți ani. Deși văd că ați fost în vacanță, am avut la un moment dat în jur de 300 și un pic de oameni prezenți. Vă mulțumesc că ați venit alături de mine, deși sunteți cu toții în vacanță. Și cum spuneam, să avem cu toții un an plin cu sănătate, plin cu bucurii, plin cu reușite, plin cu bucurie și cu dăruire pentru oameni.